perpelim, așa se zice, mă rog, prăjim puțin, foarte puțin vrăbioara de vițel ca să își facă o crustă așa foarte fină, ca să-și păstreze sucurile în interior și o să-i dea și un gust mai bun și am ales să o perpelesc în untură. E o untură curată de la cineva de acasă și sigur că îi dă și un gust foarte bun. Până se încinge untura, o să punem în tavă legumele.